Având în vedere interesul deosebit manifestat în spațiu public față de evoluțiile economice din România și mai ales ținând cont de faptul că uneori se vehiculează multe date inexacte, distorsionate, interpretate incorrect, am apreciat că este de datoria Guvernului să prezinte datele economice oficiale, astfel încât toată lumea să se poată raporta la date exacte. Așa cum știți, astăzi Eurostatul a făcut publice datele semnal în legătură cu creșterea economică în statele membre din Uniunea Europeană pentru primul trimestru al anului 2018. Aveți în fața dumneavoastră acest grafic, din care rezultă că România, cu o creștere de 4,2%, are a cincea cea mai mare creștere dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Ca și anul trecut, creșterea se situează la un nivel dublu față de media Uniunii Europene. Observați 2,4 media, 4,2 creșterea înregistrată de economia românească. Așa cum a spus și Comisia Europeană, avem o creștere economică robustă, iar ritmul de creștere este la nivelul potențialului estimat de Comisie pentru acest an. Aș putea să mai spun că rezultatele din primul trimestru sunt mai puțin relevante, pentru că nu au o contribuție decât de 19% dacă ne raportăm la întregul an. În al doilea rând, trebuie să observăm că de regulă primul trimestru este influențat de condiții incerte într-o măsură mai mare decât celelalte trimestre din cursul anului. Pe următorul slide, aș vrea să privim împreună valorile înregistrate în cifre absolute. Și prezentăm un grafic cu evoluțiile pe ultimii 4 ani, deci trimestrele întâi din ultimii 4 ani. Și observăm că în 2016, anul guvernării tehnocrate, PIB-ul nominal a avut cea mai slabă evoluție de după anul 2010, deci după criză, acesta crescând cu doar 4,4% față de primul trimestru din 2015, la un nivel de 146 de miliarde de lei. O creștere față de 2015 de doar 6 miliarde de lei. În 2017, creșterea valorii nominale a PIB-ului pe primul trimestru a fost de 12,3%, observându-se o dinamică triplă față de anul precedent, raportat la anul 2015. Deci 2016 față de 2015, o creștere de 6 miliarde de lei, 2017 raportat la 2016, o creștere de 18 miliarde de sau cu 18 miliarde de lei. Această dinamică a provenit în principal din prestația economică foarte slabă în 2016 și ca urmare a unor rezultate aplicării unor măsuri din programul de guvernare încă din trimestrul 1 al anului 2017, ceea ce explică creșterea spectaculoasă cu 18 miliarde de la 2016 în 2017, raportându-ne la primul trimestru al anului. În 2018, dinamica PIB-ului nominal pe trimestru 1 a fost de 7,5%, deci cu precizarea că deflatorul pentru 2018 este de 3,4%, deci pe diferență ajungem la aproximativ 4,2%, ceea ce indică Eurostatul astăzi. Iar comparată cu dinamica primului trimestru din 2016 a fost de 20,9%. Ceea ce reprezintă o cincime care în 2 ani este, trebuie să recunoaștem, cu adevărat un rezultat remarcabil. Este
Anul în care creșterea economică își va schimba motoarele. Deci 2018 ne dorim ca motorul principal să fie, să reprezinte investițiile. De aceea vreau să vă prezint evoluțiile din domeniul industrial. Cifra de afaceri în industrie a crescut în 2017 față de 2016 cu 11,7%, iar în 2018 trimestrul 1 față de trimestrul 1 2017 cu 13,7%. Aceasta indică o consolidare în zona industrială, ceea ce creează premizele unei creșteri robuste, sustenabile. Ceea ce este foarte încurajator, aș vrea să ne uităm pe următorul slide, este faptul că în industrie comenzile sunt în creștere. Dacă în trimestru 1, 2016, volumul comenzilor a crescut cu doar 4,1%, în trimestru 1, 2017, cu 12,9%, iată că trimestru 1 din 2018 indică un volum al comenzilor în creștere cu 15,8%, ceea ce creează premizele unei evoluții pe trend crescător în următoarele trimestre din acest an. Vorbim despre raportul exporturi-importuri. Următorul slide ne indică o reducere semnificativă a decalajului dintre importuri și exporturi. De la un nivel dublu al creșterii importurilor față de creșterea exporturilor, și ne uităm pe cifrele din 2016, când importurile au fost în creștere cu 7,2% în trimestrul 1, iar exporturile cu doar 3,6%. În 2018, trimestrul 1 ne indică o creștere a importurilor cu 10,8%, iar exporturile cu 9,8%, ținta noastră fiind aceea ca la nivelul anului 2020 să trecem pe excedent. Deci trendul este încurajator, sunt premize reale care va determina o astfel de, care vor determina o astfel de evoluție. Pe următorul slide aș vrea să vă arăt câteva cifre care se referă la modul în care mediul de afaceri, business-ul confirmă sentimentul de credibilitate față de actul de guvernare. Iată că investițiile străine directe, dacă ne comparăm cu primul trimestru din anul 2016, au crescut la finalul trimestrului 1 2018 cu 57%, deci de la 0,88 miliarde de euro la 1 miliard 380 de milioane de euro. Bineînțeles cu un nivel în 2017 de 1 miliard 140 milioane de euro, deci pe trend crescător. Următorul slide ne arată câteva cifre foarte importante și care explică rațiunea pentru care guvernul PSD-ALDE adopta măsura de transfer a contribuțiilor de asigurări sociale la angajator, la angajat, și care este efectul. În acest grafic se vede cel mai bine principalul beneficiu al măsurii fiscale. Deficitul la fondul de pensii s-a redus la mai puțin de jumătate față de anul 2016. Ca urmare, rămân mai mulți bani la bugetul de stat, bani care vor finanța investiții și alte cheltuieli bugetare necesare bunei funcționări a serviciilor publice. Deci suma care se transferă de la bugetul de stat către bugetul de asigurări sociale de stat a scăzut cu 56,4%. Indică foarte sintetic rațiunea pentru care s-a făcut acea modificare prin ordonanța 79 privind transferul contribuțiilor. Prezentul slide ne arată
De fapt, o chestiune care ține de comportamentul unui guvern social-democrat. Vorbim de protecție socială în multe feluri. Dar iată că noi apreciem că cea mai bună formă de protecție socială rămâne asigurarea unui loc de muncă stabil și bine plătit. De la venirea la guvernarea coaliției PSD-ALDE, am reușit să reducem cu 92.000 numărul șomerilor din România. Deci am luat de referință finalul anului 2016, decembrie 2016, și l-am comparat cu situația de la sfârșitul trimestrului 1-2018. Cifrele oficiale arată că România are cu 92.000 mai puțin șomeri. Aceasta pe fondul creșterii veniturilor de natură salarială. Și aici, pentru a elimina orice altfel de speculații, prezentăm în premieră, prin raportare la moneda euro. Deci, în acest fel, dorim să eliminăm orice influență a riscului valutar referitoare la dinamica salariilor și pensiilor din România și, de asemenea, astfel se poate asigura o comparație exactă între diferite perioade de timp, dar și, bineînțeles, față de alte state membre a Uniunii Europene. Totodată, în perspectiva aderării României la moneda europeană, guvernul dorește să contribuie și pe această cale la educația financiară extrem de necesară pentru perioada de după adoptarea monedei euro. 1,7 milioane de români, atât din sectorul public, dar și din cel privat, au beneficiat de creșterea cu 22% a salariului minim net pe economie și aceasta cu exprimare în moneda europeană, în euro. Față de decembrie 2016, când salariul minim net era de 205 euro, astăzi, deci la sfârșitul trimestrului 1-2018, salariul este de 250 de euro. Cât privește evoluția pensiei minime, peste 1.100.000 de persoane au beneficiat de creștere cu aproape 26% a pensiei minime garantate și aceasta exprimată de asemenea în moneda europeană. De la 89 de euro în decembrie 2016 la 112 euro în martie 2018, adică o creștere cu 25,8%. Despre salariul mediu net, v-aș ruga următorul slide. Am promis măsuri care vor transfera efectele creșterii economice și în buzunarul românilor. Astfel, salariul mediu net, deci ceea ce încasează în mână un salariat în România, în medie, a crescut, de asemenea cu exprimare în euro, cu 11,5%, referindu-ne la finalul trimestrului 1-2018, față de decembrie 2016, când am preluat guvernarea, adică de la 521 de euro la 581 de euro salariu mediu net. Pensia medie a crescut cu 12,1% în același interval de timp de la momentul preluării guvernării, iar de la jumătatea acestui an va mai crește cu încă 10%. Asta înseamnă că vom ajunge la o creștere de peste 20% față de momentul începerii guvernării. Deci decembrie 2016, 206 euro, martie 2018, 231 de euro. Dar haideți să vedem ce spune Eurostatul în legătură cu evoluția calității vieții în România. Eurostatul indică că angajamentul nostru, asumat în campania electorală și prin programul de guvernare, de a avea mai mulți români în clasa de mijloc, este un angajament și un obiectiv constant al acestei guvernări. După cum se poate vedea,
Față de anul 2016 sunt peste 695.000 de români care au ieșit din zona de sărăcie. Vă rog să observați evoluția dacă în intervalul 2015-2016 numărul de persoane aflate în sărăcie și risc de excluziune socială a crescut de la 7.435.000 la 7.694.000. În 2017, la final de 2017, numărul acestor persoane a scăzut la 6.999.000. Sunt cifrele Eurostatului. Și de asemenea, ultimul slide pe care vi-l prezint este tot comunicat de Eurostat și se referă la categoria de persoane cea mai defavorizată, care în definirea Eurostatului înseamnă persoane aflate în deprivare materială severă. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că aceste persoane nu pot avea mijloacele necesare pentru cel puțin 4 din următoarele necesități. Plata facturilor la timp, achitarea, asigurarea unui nivel de încălzire adecvat în locuință, o masă cu carne în mod regulat, o săptămână de vacanță departe de casă pe an, un televizor, o mașină de spălat, un telefon, o mașină și capacitatea de a face față unor cheltuieli neprevăzute. Deci numărul acestor persoane a crescut din 2015 în 2016 de la 4.520.000 la 4.707.000 și a scăzut de la 4.707.000 la 3.831.000 în 2017. Mi-exprim speranța că aceste cifre vor fi preluate ca atare de dumneavoastră, vor fi diseminate și ele vor sta la baza analizelor, comentariilor, evaluărilor, aprecierilor tuturor celor interesați. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună!